Bună seara și bine ați revenit cu doamna profesoară cu probleme de matematică la geometrie. Geometrie, cum spuneți? Se dă ABC într-o fioare care. Ești în ipoteză. ABC într-o fioare care. ABC, triunghi. Oarecare. N, N și P, mijloacele laturilor. Mijloacele laturilor BC, AC și AB. Da, da. A, nu scrieți care. BC, de fapt, da, e clar. În ordinea asta. A, M al lui BC, dacă e primul. Cât? M al lui? BC. Păi, cum a zis acum, E, M și B, mijloacele laturilor care? BC. Deci AC și AB. Păi, dar e corect? M aparține lui BC, așa încât BM congruent cu MC, nu așa spune. Da. BM congruent cu MC. Da. N a lui CA. N a lui CA. Astfel încât. Deci N aparține lui AC, așa da. Încât AN congruent cu N, C. Aici trebuie să punem segmente că zic congruent, că zic egale ca lungime, da. Așa. Și P al lui AB. Aparțin lui AB, așa încât AB congruent cu P, B. Bun. După aceea AD, B, E, C, F, înălțim. A, D, A, D, B, E, C, F. Înălțim. Deci, A, D, da. D, A, D, da, B, E, B, E, și C, F, C, E, înălțim. H, ortocentru. H, ortocentru, da. Acum A, B și C. A prim, B prim, C prim. Mijloacele distanțelor. A prim, B prim, C prim. Mijloacele segmentelor AH, BH, CH. Deci A prim, B prim, C prim. Mijloacele segmentelor. AH, BH, CH. Deci AH, BH, CH. CH. Și BH asta mijloc, domnul profesor. BH, da. În concluzie, să arate că M, N, P, D, E, F, A, prim, B, prim, C, prim, sunt situate pe același cerc. Așa. Adică M, sunt conciclice. Conciclice, da. M, N, P, D, E, F, D, E, F, și F. A prim, B prim, C prim. Conciclice. Adică sunt situate pe același cerc. Da. Și ei au demonstrat până la... Au făcut la școală, au făcut figura așa, da? Până la coordonată M, D, N, P, patru latere respective. Și trapezii s-o șterg. Dar vreau să le lor să deci exact. La clasă. Exact. Facem o figură, zic. Sigur. Mai întâi, pe același cerc, pe un singur cerc, conciclice, există un cerc care se conține pe toate. Da? El s-a pe un cerc. Deci un triunghiar în care... A, B, C, M pe BC la mijloc, da? M. Da. N pe AC, mijloc. P pe mijlocul lui AB, parcă, da? E M P. Da. Deci E mai mijlocul lui BC, E al lui AC și P al lui A. Da. Deci mijloace. Acum, ducem înălțimile. Da.
Zice D. Piciorul înălțimii. A, D. Pe urmă, B e din B perpendiculară. Nu pică la mijloc. Da? Deci, important este să ai, fac aici 90 de grade. Iată, aici am spus eu, e. Și neapărat tot prin același, prin punctul de intersecție a lor, e vor tot centru, deci obligatoriu că duc pe aici, trebuie să pice perpendicular. Da? Aia, asta e tot perpendicular. Deci, F. Deci, deocamdată am câte puncte? 1. Mijloacele laturilor. Picioarele înălțimilor. Deci, mijloacele laturilor unui triunghi. Picioarele înălțimilor. Și cu mijloacele distanțelor de la ortocentru la vârfuri. Asta s-a notat, cred că, cu B mic. B prim. Asta, cred că, s-a notat cu A prim. Și cu ce prim aici. Da? Deci, la H, la B, mijlocul, cu B prim. Deci, la H, la B, mijlocul. De la H, la A, da? Mijlocul, A prim. De la H la C, mijlocul C prim. Repet. Să se arate că într-un triunghi, mijloacele laturilor, picioarele înălțimilor și mijloacele segmentelor de la ortocentru la vârfuri, adică din nou încă trei puncte, toate, să arătăm în final, că toate trei, toate cele nouă sunt conciclice, adică sunt pe același cerc. Se mai numește de asta problema cercul celor nouă puncte. Este problemă clasică, cunoscută în literatura specialitate. Deci e o problemă clasică, cercul celor 9 puncte sau cercul lui Euler. Da. Prin ce n-am fost atent. Uite, Mihaela. De la H la B, da. Mijlocul distanței și este notat cu B prim. Deci de la B la H, mijlocul B prim. De la H la A cu A prim. Și de la H la C cu C prim. Și așa s-au format, cum vedeți, cele 9 puncte. Dacă ducem un cerc. Și dacă ducem un cerc. Deci, practic, va fi un cerc înscris sau cum? Nu. Nici nu va fi un cerc înscris în triunghi. Nu. El va fi, este un cerc care nici înscris, nici circumscris. Taie și cercul, taie și... E important că cercul ăsta va avea așa. Uite așa. Acum văd că ies un pic. Da? Deci este foarte cercul. Foarte interesant. Da. Da? Să vedem ce spune. Deci asta este problema interesantă, așa zis la cercul celor 9 puncte, sau cercul lui Euler. E roșu sunet. Acolo, cred că de-aia văzut. E roșu sunet. La sunet. Deschide, da. Sunet. Sunet, n-avem sunet. Da, e problema da. Interesantă. Da, e roșu. Așa. De ce nu? Cred că bateriile. Nu? Așa, iarăși. Schimbați bateriile. Au dreptate. Deci, ei schimbă. Vedeți, așa problemă interesantă. Toată lumea vrea sunet, domnul. Da. Uitați-vă ce interesantă e problemă. V-ați închipuit cu cercul ăla. Iesă, eu am văzut că la școală domnul profesor nu l-a făcut. Ba, eu l-am făcut. Tu l-ai făcut? Iesă, așa? Da.
Dintr-un? Super! Mirna Novă. Așa. Deci cercul celor nouă puncte. Cercul lui Wagner. Acum se aude? Dați-ne un semnal, tot un bip dacă se aude. Sigur se aude, e verde. Da? Da. Bine. Haideți să ne apucăm. N-am mai făcut 20 de ani problema asta. Dar e făcut, e cunoscut. Să facem, da? E simplu. Deci e o problemă clasică, nu e o problemă care e... Păi să zic ei că au început la școală. Eu am emoții din 20 de ani dacă am mai făcut-o, vă dați seama. Păi nu, să vă ajute domn profesor. Asta vreau să fac. Ziceți voi că voi ați început-o cu domn profesor la școală. Păi eu, ca să... Ca 4 puncte să fie pe cer, trebuie ca... Măcar 4 puncte inscripte, trebuie să fie 4 rate inscriptive. Găsim 3, 4, dacă sunt 9, găsim 2, 4 rate inscriptivele. Și o să vedem că 4 dintre astea sunt pe cer. Și încă unul. Oh, nu. 4? Dar de ce nu mai 4? Eu văd acolo pe cer, acolo la vreo 6. Care păi poți să iei pe 4 de o parte de aia, chemă pe un cerc. Alte 4 pe alt cerc. Exact. Trebuie să fie același cerc. Exact. Păi da. Păi nu, nu, nu spui bine. Că tot îți spui așa, e un 4 la tier. Și deodată ai lăsat că e scriptibil și ai 4 pe un cerc. Și mulți au mai rămas alte 4 și le ieși pe cine și faci alt cerc. Alt cerc. Și ce alt cercul cu ăsta înainte? Același cer, tu zici? Nu. Ea îmi spune că alte 4 puncte face din nou un 4 atelier scriptibil, dovedești că e scriptibil și atunci le chema și pe cele pe un cerc. Are 4 și cu 4 și nu a rămas unul, mai faci cu el și cu asta, cu asta. Mai găsim școala acolo. Da, nu trebuie să facem o strategie deșteaptă. Da, eu scurioasă, domnul, nu știu, recunosc, da. Nu știu. Adi, tu ai o idee? Da, sunim pe... Nu, ne facem o strategie, nu ne uităm acolo ce spune profesorul. Trebuie să facem o strategie. Deci, Sonia o cheamă. Sonia. Tu, Sonia? Și are aceeași idee. Adică n-ai niciuna. Da. Mai copii. Trebuie să gândim așa. Prin 3 puncte trece un cerc și numai unul. Este cercul. Cum se cheamă acela care trece prin vârful unui triunghi? Centru. Nu, cum se numește cercul acela care trece prin vârful unui triunghi? Inscriptiv. Este cercul care trece... Este circumscris. Deci există un singur cerc circumscris. Și chiar așa, dacă eu dau 3 puncte, 1, 2, 3, A, B, C, cum găsiți voi cercul care să treacă prin cele 3 vârfuri? Deci prin 3 puncte trece un cerc și numai unul, spune teoria. Cum găsim? Fac un cerc. Cum facem cerc? Dar unde găsim centrul? Centrului, la intersecția cui? Dar de ce să citim din memorie? De ce nu vreți să fiți atenți? Ce caute un punct care să fie la egală distanță și de A și de B și de C? Da. Hai să-l vedem la egală distanță de A și de B. Locul geometric. Care este? Cine se bucură de calitatea că toate punctele la egală distanță de capetele unui segment? Deci dacă am un segment din una, uite așa, și Adari, și Adi, și Sonia, și Anca, am un segment. Cum găsesc eu? Perpendiculară. Uite mediatoarea. Perpendiculară pe mijloc. Deci perpendiculară pe mijloc are calitatea că cheamă pe ea toate punctele de plan care sunt la egal distanță. Dacă iau punctul ăsta așa, distanța asta și cu asta e egală, pentru că triunghiul ăsta de aici cu triunghiul ăsta sunt două triunghiuri de triunghi congruente, da? Iau un alt punct de aici. Și ăsta este la fel. Din nou aceeași chestie. Deci,
Deocamdată, eu caut un punct să fie la egal distanță de A și de B. Corect. De A și de B. Atunci ce fac? Duc mediatoarea lui AB. Iată, mediatoarea lui AB. Perpendicular pe mijloc. Mai vreau punctul acela să aibă calitatea de a fi și la egal distanță și de C. De aceea, unesc pe B cu C, caut mijlocul și duc și mediatoarea lui BC. Da? S-au întâlnit în punctul ăsta. Ăsta e punctul care e deștept. El este pe mediatoarea asta, deci la egal distanță de A și de B. Și fiindcă și pe mediatoarea asta, e la egal distanță și de C. Iată cum se găsește centrul cercului circumscris. De aceea, prin trei puncte, trece un cerc și numai un. E o temă asta foarte importantă ce a făcut. Deci, notați, prin trei puncte trece un cerc și numai un. Da? Prin trei puncte necoliniare, ne-am important, necoliniare, prin trei puncte necoliniare, trece un cerc și numai un. Prin trei puncte necoliniare, trece un cerc și numai un. În paranteze, mediatoarele, două dintre mediatoare, două, ca trei, treci pe acolo. Deci două dintre mediatoare, două dintre mediatoarele laturilor triunghiului, două dintre mediatoarele laturilor triunghiului, indică centrul cercului respectiv. Indică centrul cercului respectiv. Două. De ce nu le duc pe toate trei? Păi, de prisos. Dacă duceam și pe AC, tot acolo se întâlneam, da? Că sunt concurente, da? Două din ele. Și acum, ne hotărâm din cele 9 puncte să ducem triunghiul, să luăm triunghiul, 3 puncte din cele 9 și acela va fi triunghiul care va fi, va accepta circumscris un, un cerc, da? Circumscris un cerc, adică un cerc care treacă prin vârfuri. Și am să iau triunghiul MNP. Da? Triunghiul MNP. Deci triunghiul MNP trei din cele câte puncte? Trei din cele 9 puncte. Da, trei din cele 9 puncte. Există un unui cerc. Cum vrei, noi vrem să găsim cercul care se treacă prin cele 9, deși prin ăsta 3, ăsta e cercul care îmi trebuie. Și acum vom chema pe rând câte unul din punctele celelalte. Deci avem câte puncte să chemăm pe cercul ăsta? Încă 6. Încă 6 puncte. Asta e strategia care o facem. Deci prin 3 puncte necoliniare trece un cerc și numai unul. Da. Și fiindcă toate cele 9 se vor conciclice, le vom chema și pe celelalte. Le chemăm pe rând pe fiecare din celelalte. Dar să înțeleg că în prima etapă arătăm că M, M și P sunt... Nu, nu. Sunt obligatoriu. Deci M, M și P sunt obligatoriu. Nu mai cabe discuții. A, pe cerc. Da, sunt ele, toate 9 sunt pe cerc. Toate 9. Și le luăm de bază pe 3 din ele. Putem să le luăm pe altele. Dar eu m-am fixat la astea 3. Da. Da? Și acum chemăm pe rând câte un alt, câte un punct din cele 6. Ce înseamnă ce mă împără? Cu astea trei și cu un alt, cu D, facem un patru ater și dacă arătăm inscriptibil patru aterul, l-am chemat pe D. A, și cum arătăm cu un patru ater inscriptibil, domn profesor? Păi, vom vedea noi, da. Facem, deocamdată ne facem strategia de lucru. Da? Deci, nu trebuie să faceți decât să prindeți partea logică a problemei. Am înțeles. Deci, cum, încă o dată spunem, cum trebuie arătat în final că toate cele 9 sunt pe același cerc. Trebuie să arătăm chestia asta. Luăm 3 din ele care determină un cerc, este cercul acela de care avem nevoie.
Și acum, pentru a chema pe rând pe fiecare din cele 6 puncte, vom arăta că sunt 3 și cu un D în pătrat descriptibil. Atunci vine D pe cerc. Și atunci, după aceea, ele 3 cu altul. Iar cu F, bunare, îl chemă și pe F. Cu nefăr, cu E. Da. Și-am chemat picioarele. Picioarele înălțimilor. Și acum, pe cerc, sunt 6. Din cele 6, alegem noi 3 oricare din ele acum. Care ne convin. Care ne convin. Și luăm și cu mijloacele distanțelor. Și chemăm și câte un mijloc al lui A, îl chemăm și pe A prim, pe B prim și pe C prim. Aha, deci plecăm de la mână pe că e cel mai vizibil. Cel mai la îndemână. La îndemână. Chemăm picioarele înălțimilor. Picioarele înălțimilor, adică pe variația că patroatele sunt descriptibile. Descriptibile și după aceea luăm alte 3 care ne convine. Ori lăsăm pe MNP dacă ne vine bine pentru inscriptibilitate, dacă nu căutăm alte 3 puncte. Avem dreptul ăsta. Sigur că dacă șansa acum. Așa. Pe cerc respectiv. Da, care am demonstrat că pe cerc. Sigur că cele eu pe care vreau eu alte 3. Și din cele 6 luăm alte 3 care să se lege foarte bine cu B'ul acela. B' prim și da. C prim. Cu varianta patroate descriptivă. Și acum ne gândim, când un patroate descriptivă? Asta, întreb și eu. Anca, când un patroate descriptivă? Ați avut partea de teorie, nu asta? Când un patroate descriptivă? Ziceți, când, dacă știți. Când unghiurile opuse formează latul de... formează măsură de... 180. Deci suma măsurilor unghiurilor opuse, da? Unghiurile adunate opuse fac 180 grade, una din condiții. Și mai fi una. Și mai este una. Când toate unghiurile aparțin cercului. Păi tocmai, asta nu condiția, condiția ca toate cele 4 să fie pe cerc. Cu ajutorul unei diagonale, de exemplu, acolo, diagonala M în patratelul NZMP, deci ne aștept să formăm un... Da, da. Miruna, eu am zis că în limbajul nostru să încercăm. Spunem așa, un patrater este inscriptibil. Hai să desenăm un triunghi. Un patrater este scris într-un cerc. Da. Facem așa. Deci, desenăm un cerc. Din nou, reluăm partea teoretică, fără suportul teoretic, nu mă pot descurca. Deci, n-am ce să face. Desenați, vă rog, un cerc. Și scriu un patroater la întâmplare. Da? Să zicem că avem A, B, C, D. Patroaterul A, B, C, D. Haide, trebuie să-l desenez cu un cerc. Da? Deci desenăm un cerc. Și am înscris un patrulater. Desenez la întâmplare un patrulater acolo, A, B, C, D. Ce e de observat? Haide, cu cine este egal unghiul A? Măsura unghiului A. Unghiul A este un unghi cu vârful pe cerc. Ce știm de unghi cu vârful pe cerc? Unghiul cu vârful pe cerc e jumătate din arcul... deci e jumătate din arcul opus unghiului. Adică, care adică ar fi? BC. Nu-i BC. El se uită BCD, așa. Vezi? Unghiul de aici, AD, se uită spre arcul ăsta. Da? Deci, unghiul de aici este jumătatea măsurii arcului văzut între laturile sale. Dar unghiul din ce? BAD. Este jumătatea măsurii unghiului? BAD. Și atunci,
Ăsta plus ăsta, cât fac cele două unghiuri? 180. Fac 180, tot cel cu cât are. 360. 360, vin cu jumătate la 1, jumătate la 1, cele două jumătăți din 160, 360 fac 180. De aceea condiția, asta este. Notați-o. Un patrulater este inscriptibil, dacă și numai dacă, un patrulater este inscriptibil, dacă și numai dacă, un patrulater este inscriptibil, dacă și numai dacă, dacă și numai dacă, suma măsurilor unghiilor opuse, suma măsurilor unghiilor opuse, este egal 180 de grade. Vedeți că aici am folosit eu dacă și numai dacă. Ce vrea să spun așa de dacă și numai dacă, această formulare? Adică numai atunci. Nu. Sunt două lucruri. Și înainte și înapoi. Așa. Valabil. Dacă e inscriptibil, neapărat unghiul opus să fac 180 de grade. Ăstea și ăstea. Deci dacă e inscriptibil, adică dacă știi de undeva că vârfurile, că patrulaterul ăsta este pe un cerc, neapărat suma unghiilor opuse fac 180 de grade, două câte două. Și partea a doua, dacă suma fac 180 de grade, atunci el este inscriptibil. Deci vedeți? De aia am spus, un patrulater este inscriptibil dacă și numai dacă. Adică dacă este inscriptibil, suma unghiilor opuse fac 180 grade și dacă din alt raționament constați că suma unghiilor opuse este 180 grade, atunci el este inscriptibil. Deci este inscriptibil, fac unghiilor 180 grade, fac 180 grade, el este inscriptibil. Da? Deci atenție multă la acest dacă și numai dacă. În momentul în care am folosit asta, am două probleme. Înainte și înapoi. Inscriptibil. Suma fac 180 de grade, fac 180 de grade, este inscriptibil. Și a doua condiție, un patrulater este inscriptibil, altă variantă, dacă și numai dacă, deci un patrulater este inscriptibil, dacă și numai dacă, unghiul format de o diagonală cu o latură, unghiul format de o diagonală cu o latură este congruent cu unghiul format de cealaltă diagonală cu latura opusă. Cu diagonală cu o latură. Unghiul format de o diagonală cu o latură este congruent cu unghiul format de cealaltă diagonală, sunt două diagonale, două diagonale, patru, da, cu latura opusă. Nu prea se înțelege aici că e pe de rost. Adică eu vor un mesaj pe care trebuie să-l înțelegem de pe figură. Ia uitați-vă. Am dus diagonalele. Unghiul ăsta e egal cu ăsta. Da? Unghiul ăsta cu ăsta. 1, 1. El este un format de o diagonală cu o latură. Și el este congruent, deci unghiul format de o diagonală cu o latură, este congruent cu unghiul format de cealaltă diagonală cu latura opusă așa de-a. Pe scurt, iei o latură BC și întrebi. O latură BC. Cine privește spre BC? Ăsta și cu ăsta. Deci unghiurile care privesc spre aceeași latură, dacă sunt congruente, patrulate inscriptibil. Dacă știi că e inscriptibil, atunci, pe lei de unghiul de aceste toate sunt congruente.
Nu numai ăsta și cu ăsta e scriptiv, sunt congruente. Care? Pentru DC. Pentru DC, cine privește spre DC? Spre DC unghiul din B. Asta de și A, de? Și ăla din... 2, să zic, și ăsta din A. A, 2. 2. A, B, D și A, C, D. Foarte bine zis. A, B, nu e A, B, D, Miruna. A, B, spre DC, Miruna. E C, B, D. C, B, D, da. Și B, A, D. Nu B, A, D. Și C, A, D. Și C, A, D. C, A, D. Deci din B și din A. Eu nu te-am întrebat pe de ce, cine privește spre de ce. Da, unghiile A, B, D cu A, C, D, nu? Care? Unghiile A, B, D. Măi, Miruna, eu am întrebat latura. Am luat latura ca să te pot organiza, să poți vedea bine, da? Acum luăm pe AD. Spre AD cine privește? Spre AD, unghiul din C. Ăsta de aici. Da, și... BD, A. Și? ABD. ABD. Și ABD. Spre AD. Spre AD, da. Și acum, spre AB, cine privește spre AB? De ce? Care? De ce? Cum de ce? Pe latura AB. Spre latura AB, ce unghiuri? Care unghiul sunt? ABD. A? DB. ADB. ADB. ACD. Da? 4 și? ACB. ACB. Și ăsta de aici? 4, da? Deci, ca să nu memorați mecanic, unghiul format de diagonală cu latura, unghiul format de cealaltă diagonală cu latura opusă, luați una din laturile patru laterului și căutați unghiurile care se uită spre latura aceea. Când se uită spre, astea sunt. Spre de ce se uită ăsta și se uită ăsta din A. Spre AD se uită ăsta și celălalt. Deci, ca să arătăți că în patru atelii inscriptibili, e suficient să găsiți o pereche de unghiuri de astea. Din cele patru perechi, sunt patru perechi la urma urmei, nu? Din cele patru perechi trebuie să găsiți doar o pereche. Și arăți că sunt congruente din motive nu știu de care, și dacă sunt congruente, atunci problema e rezolvată. Insist. Un patru atelier este inscriptibil, dacă și mai dacă. Suma unghiilor opuse fac o sobrejuiate. Da? Și o altă variantă care o ai tu de la dispoziție este asta care am spus-o acum. Un patru atelier este inscriptibil, dacă și mai dacă. Unghiul format de o diagonală cu o latură congruent cu unghiul format de cealaltă diagonală cu latura opusă. Deci dacă e inscriptibil, au loc toate cele patru perechi. Iar pentru ca să arăți că e inscriptibil, îți trebuie dintr-un raționament altul, nu știu de unde, doar să găsești o singură pereche. Corect. Da? Atunci ai arătat că patru atelier descriptibil. O singură pereche. O singură pereche, nu trebuie... Toate. Nu, știu, nu toate. Nu, 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 o singură pereche. Gata. Inscriptibil. Inscriptibil patru atelier. Ok. Mă întorc în problemă. Haideți să vedem ce am avut. Aici problema la voi este așa. Să arătăm că cele toate 9 puncte sunt pe același cerc. Pe același cerc. Nu pe cercuri diferite, pe același cerc. De aceea, am luat 3 puncte de bază, M, N și P. Da, M, N și P. Există un cerc unic care trece prin 3 puncte. Cercul circumscris triunghiului. Și acum, haideți să chemăm pe D. Ca să îl chemăm pe D, pe cercul respectiv, trebuie să arătăm, deci zicem, există... Demonstrați. Există unic cercul circumscris triunghiului M, M, P. Există unic circumscris, da? Cercul M, N, P, circumscris. Circumscris, adică unic. Unic. Există unic. Așa. Mulțumesc. Există unic cercul
MNP. Circumscris. Există unde știm, la interziția mediatoarelor, dar acolo nu trebuie respectiv. Dacă MNPD inscriptibil, dacă arătăm asta, exact, atunci punctul D aparține cercului triunghiului, circumscris triunghiului MNP. Dacă arătăm că MNPD inscriptibil, toată povestea rezolvată. Să muncim. MN, să desenăm patru laterul ăsta, da? Deci există unii în cer care trece prin MN și P, da? E circumscris triunghiului ăla. Și dacă MNPD, cheamă pe D, domnul profesor, acum, demonstrăm că e scriptibil, atunci punctul acela D pe care l-am chemat aparține cercului. Iar patrulea acum pe cerc. Asta a scris domnul profesor acolo. Da? Deci a spus așa, dacă reușesc să arăt că patrulatierul MNP D e scriptibil, atunci și D vine pe cercul respectiv. Nu numai cele trei puncte, mână și pânt. Bun. Și acum ne concentrăm pe ce idee? Să arătăm că MNP D inscriptibil. Da? Să arătăm că MNP D este un patrater inscriptibil. Pentru început să notez tot cu... Nu. Am să notez cu altă culoare. Completez patraterul ăsta, da? O să încarci foarte mult figura, nu? De acord, de acord, da. Dar nu pot să fac decât așa deocamdată. Asta e. Da? Da. Făcând așa, l-am chemat pe D. Corect. Se vede că a apărut patrulaterul M pe D. Despre care trebuie să arăt că este un patrulater inscriptibil. El așa arată ca un trapez acolo, domnule. Da. Arată ca un trapez, dacă ar fi și trapezii social, așa avea o șansă, trapezii social, trapezii social este inscriptibil. E inscriptibil, corect. Da? Nu pui linii mijlocii în triunghiul ăla. Care? Nu pui? Da. Linii mijlocii. Tu nu știi, mă. Pentru că unește mijlocia a doua la corect. Nu pui este linii mijlocii. Ce știi despre linia mijlocii? Cu linia mijlocii este jumătate din... BC. Din BC. De acord, jumătate în asta, dar este paralelă. Și paralelă. Linia mijlocii paralelă cu BC. Și jumătate cu... Și jumătate în ea. Deci cu dumă? Deci este și paralel cu dâmă? Deci iată că figura asta care este, o vedem în clipa asta, este, în mod sigur, trapez. Dacă ar fi și isoscel, atunci trapezul isoscel este inscriptibil. Da. Păi așa și nu pui de mijlocie, da. Păi, ne oprim acum aici. Acum ne concentrăm pe, ca să demonstrăm asta, că... Da, că mai spun mă pui, da? Mă pui. Și ce dacă mă pui? Păi și mă pui AC pe 2. Bine, AC pe 2, dar ce treabă are cu ND? Dar e important să-i lăsăm un pic. Deci e trapez și acum să ne concentrăm că este, trebuie să fie isoscel, adică MP să fie cât DN. Dacă MP e cât DN... Gata, e trapez isoscel. Gata, e trapez isoscel. Păi MP e cât CN. MP cât CN, da? Da. Da. CN. Dacă demonstrăm că CND e trunghi isoscel, atunci ăla e trapezul social. Așa. Și ca să fie trunghi social, DN mediană în triunghiul AD. DN este mediană în triunghiul ADC. În triunghiul dreptunghic ADC. Da. Și ce știm despre mediană într-un triunghi dreptunghic? Punește vârful cu mijlocul, este jumătate din ipotenuză. Deci DN este jumătate din toată AC. Deci DN e jumătate din AC. MP e jumătate din AC. Iată cum DN este cât MP. Și atunci figura AC este un trapez isoscel. Deci spunem clar că avem de-a face cu ce? Cu un trapez isoscel. Și atunci acum cu DN e inscriptibil. Patrater inscriptibil. Da. Hai să vedem de ce trapezul isoscel e inscriptibil tot timpul. Da. Că noi n-avem condiția asta.
N-am spus că un patroatien schimb, dacă și mai dacă... Nu, un patroatien schimb, dacă și mai dacă trapezii sociale. N-am zis asta. Dacă n-am zis, ar trebui să pipăim una din cele două variante care ne-am pus-o acolo, că ne ținem de suportul teoretic. De unde putem spune? Vă rog să mă convingeți voi că trapezul isoscel este... Uite dunghiul, haideți, dunghiul la bază, trapezul isoscel, sunt congruent. Da, deci unghiul meu până egal de unghiul până de... Deci, unghiul ăsta miruna, e cât ăsta de aici? Da, și atunci obligatoriu... Și ăsta la alte două, într-un trapez, tot așa, sunt congruente, că aș avea motive. Astea fiind două paralele, tăiate în secanta asta, apare astea ca alterne interne. Și cum ăsta, ăsta și cu ăsta fac împreună 180 grade, atunci și ăsta și poate să facă 180 grade. Corect. Dar, mai clar, de ce să ne încadrăm într-una din condițiile de mai sunt înainte? Păi suma unghiilor opuse 180 grade. Asta e. Păi, deci unghiul ăsta și cu ăsta fac 180 grade. Din ce motiv? Păi toate fac 360. Nu? Și asta ar fi o idee. Da? Ele sunt congruente două câte două și atunci... Dar ca suport, da, merge așa. Unghiul ăsta e cât ăsta, ai spus bine, ăsta e cât ăsta. Și suma unghiurilor, tot patru alteri... E 360, împărțit la 2, fac 160, adică ăsta și cu ăsta fac 180. Corect. E corect. Dar eu mă gândeam să fiu cu următoarea precizare. Unghiul ăsta de aici e congruent cu ăsta, da? Da. Dar ăsta de aici cu ăsta de aici fac, am arătat mai devreme, 180 grade. Deci ăsta și cu ăsta fac 180 grade. Da? Da. Să ne încadrăm în ideea aceea că suma unghiilor opuse fac 180 grade. Bun. Iată că am arătat că patroaterul ăsta este inscriptibil. Am chemat pe punctul D. Pe punctul D. Pe cerc. Pe cercul respectiv. Scriem. Sigur că da, redactăm asta, da? Ca să nu fie o vorbă în bani. Încep. Șed din figura aia, domnul. Da. Interesant de probleme. Dar suntem la început. Problema e frumoasă, da. Deci, zicem ce? Demonstrație, da? Ați început acolo. Am zis că unic... Da, că și mai dacă patru descriptive. Și acum să dovedim descriptive. Da. Vorbește, Adi, cuvântul meu. Demonstrație. Da, am început demonstrația. Da. Nu, ai zis că e linii mijlocie. Da, nu, linii mijlocie. Nu, plecăm așa. Cu mană congruent, Adi, cu n, c. Nu? Da. Asta trebuie să scrie. Și că A, P. AP congruent cu PB. Rezultă din cele două. Nu, adică am spus că N e mijloc. Da. E mijloc. Atunci rezultă că NP linie mijlocie. Și rezultă din calitatea pe care o știm de la linia mijlocie. Dacă aceea... NP e paralel cu DM. NP, corect. NP e paralel cu BC, cu DM. Da. Cu DM. Rezultă atunci că... Că MDNP... MDNP... Trapez. MDNP... Trapez. Bun. Pe de altă parte. În triunghiul ABC în triunghiul ABC mă pui linii mijlocie. Păi redactăm ca să zicem asta. Zicem, din nou, AP pe congruent cu PB. AP congruent cu PB și și CM congruent cu MB. CM congruent cu MB. B. Din cele două. Rezultă că MP linie mijlocie. MP linie mijlocie.
rezultă de aici, din faptul că vine mijlocie, că... Rezultă de aici că M, P egal cu A că pe 2. E și paralelă cu AC, da. Dar nu folosește calitatea de a fi paralel, ci mă interesează calitatea aceea de a fi jumătate. Deci M, P egal cu AC pe 2. Apoi, Anca. Nu, Anca, să arătăm trapezul este isoscel. Asta muncesc eu acum, da? Deci, despre M, P, că e jumătate din ce am văzut. Dar cum arată că M, P, e că DN? Asta îmi trebuie. M, P, că DN. Ar trebui ca triunghiul când o dă să fie isoscel și cum N, D e mediană, N, D e cât că N, deci e triunghiul isoscel. Deci mergem cum în redactare? Triunghiul aducând, nu dâmpânia. AD perpendiculară pe CB, că e dus înălțime, nu? Da. Deci să zicem așa. AD perpendiculară pe BC. Rezultă că măsura unghiului ADC e de 90 de grade. Măsura lui ADC egal 90 de grade. Și într-un triunghi dreptunghic, cum n-i mijloc, cum A n-i congruent cu NC, de desubt a doilor. A n congruent cu n, a n cu n c, din cele două reiese că, ce este a n, dacă e congruent cu n c? A n este, d n ce este? Mediană, nu? Rezultă că d n mediană, și din cele două, mediana adusă din vârful unghiului drept. E 1 pe 2 din... Asta spunem. A. Că DN este egal cu AC pe 2. Adică MP congruent cu D. Și acum relația 1 și relația 2. Din relația 1 plus relația 2 reiese că MP congruent cu cu cine? Cu D? D, N. Și cum am spus mai devreme că M, D, N, P, trapez, adăugând de sub M, D, N, P, trapez, acolazul din cele două, un trapez isoscel este inscriptibil. Deci rezultă că M, D, N, P, inscriptibil. Și dacă e inscriptibil, rezultă că punctul D, iată ce fericit suntem, D aparține cercului de ce, triunghiului circumscris, nu? Circumscris triunghiului MNP. Deci, iată că l-am chemat pe D pe cerc. Abia acum am finalizat. D aparține cercului, fiindcă trapezul acela nu este isoscel. Hai să chemăm și pe alt picior. Pe D l-am chemat acum. Alt picior al înălțimii. Dați-mi voi alt picior. E. E. Pentru asta trebuie să vedem patrulaterul care... Deci piciorul înălțimii. Eu a fost piciorul înălțimii dus, da? E vorba de triunghiul MNP și unesc pe E cu M, E cu M și a, are, vedeți, a apărut trapezul NPME, NPME. Tot trapez. Tot trapez va apare. N, A de N, P, M, rămâi tot timpul NPME. De bază, da? E. N, P, M, E. Păi să arătăm întâi că-s paralele, nu vă vezi, doamne? Sigur că da. Vom arăta că e-s paralele, deci că-i trapez. Da. Adică M, P, e paralelă cu aceștia, am vorbit, deci cu N, E paralelă. Așa.
Cum ai și trapez? Nu ești trapez. Păi și diagonale, chiar. Eu e mai sus din ăla. Păi, dacă e eu mai sus de râd, tot trapez este Miruna. Ai el este tot trapez, că apare exact. N, I, N, E... Sau E, cu... N, tot aia, tot, tot. P, M. Deci tot P, M. Tot trapez este, fata. Ăsta, da, uite, ăsta. Ăsta e N, E. Numai că nu sunt literele în ordinea aceea, dar tu dă ordinea de pe la tine. Da. Tu zici M, M. Mă, nă, e, pă. Da. Mă, nă, e, pă. Deci tot trapez este și exact. Figura asta. Nu ca pe discuție atâta vreme cât nă și e sunt pe latura aceea. Ia începe tu acum. Acum arăți că pâmă e paralel cu nă e. Pâmă cu nă e. Păi dacă mă, pă este linie mijlocie. Da. Este paralel cu a, că. Deci cu nă e. Cu nă e, corect. Și acum să arătăm că e M e cât congruentul cu N, P. Acum trebuie să arătăm că N, P și cu E, M. Congruent. Congruent. E, M, N, P. Păi, nu e linie mijlocie. N, N, M. N, M este linie mijlocie, dar nu... Pe mine mă privește N, P, parcă. N, P. N, P. Cu E, M. A, voi trebuie că M e să fie ce? Adică, așa, adică C, M, E. Deci C, M, E să fie isocel, da. Da. Păi nu este linii mijlocii, stai să zică și ei, adică. Da. Că tu am înțeles că ai înțeles. Da. Deci N, P, este linii mijlocii, este jumătate din BC. Adică e cât C, M. Da. Da. Și atunci? Dacă mai arătăm că și e M, e cât că M, gata. Sau cum? Da. Dar ce este eu? Eu ce este? Piciorul înălțimii. B, E. Și triunghiul e B, C, ce fel de triunghi? Sau ce e B, se băga mintea sau ce e B, ce vedeți? Ce? Dreptunghi. Și e M? Și e M e mediană. Așa. Și mediana într-un triunghi de pânghi... Și M e că că M. E jumătate din hipotenuză. Deci E, M este jumătate din tot BC-ul. Deci, odată, N, P e jumătate din BC. Da. E, M e jumătate din BC. Iată că trapezul E, N, P, M este și isoscel. Analog am arătat că este și isoscel, deci e inscriptibil. Corect. Ce facem acum? Să-l chemăm pe F. L-am chemat pe D, vă amintiți? Da. L-am chemat pe E. Hai să facem pentru E. Scriem pentru E. Deci, scriem așa în cuvinte. Chemăm punctul, chemăm pe cerc. Să ziceți așa, că chemăm pe cerc, punctul E. Chemăm pe cerc, punctul E. Chemăm pe cerc, punctul E. Da? Chemăm pe cerc, punctul E. Echivalent, acest chemăm pe cer punctul E, este echivalent în exprimarea noastră, patrulaterul M, P, N, E, da? Chemăm pe cer punctul, echivalent, cum a spune, că patrulaterul, care patrulaterul? N, E, N, E. Deci, practic, trebuie să demonstrăm că patrulaterul deci, E aparține cercului triunghi, circumscris triunghiului E, E, P, dacă și numai dacă patrulaterul E, M, P, N, E, M, P, N, inscriptibil. A,
Asta dacă și numai dacă. Iată, inscriptibil, în cazul nostru e M P N trapezii sociali, da? Și avem două probleme. Mai întâi că e trapez, deci două latere paralele să fie. Și acum mergem și spunem MP, am vorbit odată, că MP, linie mijlocie. Rezultă că MP este paralelă cu AC. Deci MP paralelă și cu paralelă, da? Paralelă cu AC, paralelă și cu N. Deci e trapez. Și mai avem să fie zis social, avem că NP linie mijlocie rezultă că NP Adi vorbește, te rog să mă nu greșesc. Așa. NP e paralel cu KBK și jumătate. Și jumătate așa. Bine, mă interesează calitatea de a fi jumătate. NP este egală cu BC pe 2. Da? NP e BC pe 2. Miruna? NP e BC pe 2. Dacă B e perpendicular, de acolo plecăm, da? B e perpendicular. Pe AC. Pe AC. Pe AC. Da. Rezultă atunci că măsura unghiului. Măsura unghiului ce e B de 90 de grade. Ce e B 90 de grade. M mediană. De sus spunem, da? M mediană. Rezultă că e M egal cu CM. Rezultă că e M egal cu BC pe 2. Hai să scriu da, așa. Egal cu jumătate metri, dar egal cu BC pe 2. Sub ea scriem că NP este NP este egal cu BC pe 2. BC pe 2 rezultă că e M egal cu NP. Da? NP egal cu M. Și cum avem că e demonstrat de subt, adăugăm E, M, P, N, trapez. Trapezul cu laturile neparalele congruente e trapez isosceles. Rezultă că E, M, P, N, trapez isoscel. Și dacă e trapez isoscel, rezultă că e inscriptiv, da? Rezultă că e M până, e M până inscriptibil. Adică l-am chemat și pe al, și pe al cincilea punct. Pe E l-am chemat pe cer. Acum pe F. Pe F. Cum facem, Anca? Unim. Anca, te cheamă pe tine? Nu? Tot cu mână P, tot cu mână P de bază. Pe F cu M, da? Pe F cu M. Cu N. F cu N. Că mână P să rămână și face cu... Asta este patru alteră, da? Deci a apărut patrulaterul N, M, P, F. N, M, P, F. Hai să ducem cu altă culoare acolo. Ce să ducem noi cu... Am dus cu dată. Cu verde. Deci apare... Apare acum patrulaterul M, N, F, P. M, N, F, P. E o fielă inscriptibil? Da, posibil ca să fie inscriptibil ar trebui... Da, deoarece CEF e perpendicular pe AB. CEF e perpendicular pe AB. Da, după aia mai avem că P
avem că e m, când bă, nu, de fapt avem că n, m e jumătate din AB. N, m e paralelă cu AB. Și jumătate. Da. Dar paralelă mă interesează, Adi. Că dacă N, M e paralelă cu AB, da, e paralelă și cu F, P și l-ai făcut pe, pe N, M, P, F. Ce l-ai făcut pe trapez. N? Trapez. Trapez. Ai două raturi paralele. Și dacă e trapez, și dacă ar fi și isoscel, adică dacă ai arătat că M, P e cât N, F, atunci e trapezul isoscel și iată cum... M, P e cât A, nu? M, P este jumătate din AC. Da. Din motivul clar că e M, P, linii mijlocii. Triunghiul C, F, A e dreptunghic. C, F, A este dreptunghic. Până e mediană. Până e mediană, iar mediana într-un triunghi... E jumătate din ipotenuză. Deci F, N este cât AC pe 2. Iată M, P cât AC pe 2. F, N cât AC pe 2. Și în clipa asta, patrulaterul acesta este un trapez isoscel, din nou isoscel, și atunci este inscriptibil și iată că și F a sosit pe cerc. Scrie? Sigur că mă. Chemăm acum. Chemăm. Chemăm punctul F. Chemăm punctul F pe cercul circumscris. Chemăm punctul F pe cercul circumscris. MNP. Unde se află de așa dâu? Să află la cu deja și eu, s-a îmbogățit mulțimea punctelor de pe cerc, cu încă două, pe care se produce și pe al treilea. Chemăm, am spus, pe cine? Pe F. Echivalent, acest chemăm punctul pe cerc, echivalent. Adică în F, P, M, da. Patrulater. Patrulater, inscriptibil, da? Da. Iar din experiența câștigată în an, în subpunctele anterioare, la chemarea făcută lui D și E, ne ducem pe același culoar, nu s-a arătat că în figura aceea, în trapez, chiar isoscel. Avem șase. Deci, cum spunem? Că F aparține centrului triunghiului... Nu. Cercului circumscris, da? Cercului. F. Cercului circumscris triunghiului A, M, M, P. Dacă și numai dacă, figura patrulaterul N, F, P, M, deci N, F, P, M, inscriptibil. Da? Patrulaterul este inscriptiv. Și începem. Vreau să mă conduc Sonia. Sonia. FP este linie mijlocie. FP? Nu. Nu. Mână. Mână. Deci zicem, ce mă congruent cu mână bună? Așa zice pe redactare. Ce mă congruent cu mână bună? Apoi, Anca. Mă cu mână. Ce e congruent cu N-A? Acolada, adică N la mijloc. M la mijloc. De aici rezultă că N, M este ce? N, M paralel cu... cu AB, nu? Da. AB. Rezultă că, de fapt, cum F și P sunt pe AB, rezultă că N, M paralelă și cu FP. Și asta ce spuneam? Că dacă două laturi într-un patrulaterul, două laturi opuse sunt paralele, figura ce este? Trapez. Trapez. Deci rezultă că N, F, P, M, trapez. Trapez.
Da, NFPM, NFPM, trapez. Ei, dacă ar fi și istoscel, ar fi și mai bine. Adică dacă arătăm laturile astea neparalele, sunt congruente. Cum? MP, perpendicular pe AB nici vorbă, n-am dus așa ceva. Ce știm despre M și despre P? Ce știm despre M și despre P? Unde se află M, unde se află P? Păi, așa spune. Începem. AB congruent, AB, AB congruent cu PB. Apoi. Cm congruent cu MB rezultă din cele două. Ce este MP în condițiile astea? MP, linie mijlocie. Linie mijlocie. Și dacă e linie mijlocie, MP este jumătate din AB. Jumătate din? Din ce... Dacă mă, păi, din inimii roșii, jumătate din cine? Din... A, ce, măi? Păi, ea mă, păi, paralelă la ce? E jumătate, paralelă și jumătate la ce? Deci, rezultă că mă, pă, egal cu AC pe 2. Adi, mai departe? P egal cu... AC pe 2, da. NF, linie mijlocie. Nu. Mai întâi, Adi, ce să spui? CF, cum este? Ce este? CF e perpendicular pe AB. CF, perpendicular pe AB. Ce înseamnă că e perpendicular pe AB? Ce este? Ce concluzie tragi tu? CF. A. Măsura. Măsura lui CF A. CF A. E de 90 de grade. Egal cu 90 de grade.